joi până duminică, săptămâna aceasta, are loc Târgul de Turism a României. Suntem fericiți că anul acesta, datorită relaxărilor de care am avut parte la nivel internațional și datorită relaxării condițiilor de intrare în țară, foarte multe agenții de turism și-au expus ofertele. Destinațiile cunoscute și recunoscute de către turiștii români sunt Grecia, Turcia, Egipt, Tunisia, se adaugă Spania, Italia, Cipru sau Malta. Oferte se găsesc atât la Târgul de Turism, dacă vă duceți fizic, sunt online pe site-urile agențiilor de turism și totodată le puteți găsi fizic în agențiile de turism. Referitor la destinațiile exotice pe care le preferă turiștii români, sunt un exemplu concret. Mă aflu în Cuba de câteva zile, într-un circuit în care am combinat principalele orașe ale acestei frumoase țări, Havana, Sinfuego, Trinidad, Santa Clara, iar acum ne aflăm în Varadero pentru un scurt sejur de relaxare și plajă. M-ați întrebat ce părere au turiștii români despre destinația Cuba, despre Varadero? Haideți să aflăm împreună! Ne place Cuba!